Salutare, verișoanilor, și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de FIFA 2011, dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri de acest gen, e bine, verișoanilor, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul acordat la episodul anterior de FIFA 2011. Chiar nu mă așteptam să vă placă atât de mult acest început de sezon sau această carieră cu PSG, deci chiar vreau să vă mulțumesc din toată inima și eu sper să fie o serie cât mai interesantă, să avem parte de cât mai multe meciuri interesante, bineînțeles, și de ce nu și câștigarea campionatului și poate să participăm la ceva ca competiții internaționale, deși o să fie destul de greu. O să încerc ca pe viitor să-mi introduc sau să-mi instalez un patch să pot să joc și cu echipa românească. Chiar ar fi destul de interesant să încercăm cât mai multe meciuri, nu știu, cu echipe românești contra alte echipe. Bun, hai să mergem puțin aici la game mods și să îi dăm bătaie astăzi. Din câte mi-aduc aminte, o să avem un meci foarte, foarte interesant contra celor de la AS Monaco. Deci atenție, contra celor de la AS Monaco. Dacă mă duc puțin aici la transfers, cred că am probleme iar cu controlerul, nu facem neorvițe, dar cred că nu mai merge. Uite, iarăși, nu mi s-a salvat chestia, da. Mergem puțin aici la squad și vreau să fac o mică schimbare. O să-l scoatem momentan din lot pe Camara, mă rog, din 11, top 11, și o să-l băgăm din squad, mai bine spus, pe Sera. Ia să vedem puțin aici ce mai avem. Dar cam asta e echipa pe care o am în momentul de față. La formations puțin vreau să mă duc aici să-mi aleg o formație 3-4-3, 3-5-2, 4-1. Hai să vedem asta, asta? Asta pare mai interesantă, să zicem așa. No, bun. Hai să mergem puțin aici la transfers. Dacă m-ar lăsa și nu s-ar mai bloca, bineînțeles, pentru că why not. Și la negociațion. Thomas Müller, din păcate, l-a respins. Dar vreau să-l transfer pe Jelen. Dar na. Negotiations. Bine pe engleză, Andrei Vereș, n-ai ce să spui. Bun, hai să dăm play match vereșanilor și să-i dăm bătaie pentru că sunt foarte, foarte curios. Hai să-mi aleg iarăși aici echipamentul. Uite, cred că o să joc în echipamentul clasic și hai să-i dăm bătaie pentru că sunt foarte curios. O să fie un match destul de interesant, o să vreau să derulez momentan pentru că o să fie lăguț. De obicei, nu știu, aici e lăguț și nu înțeleg gen de ce. Hai să-i dăm SK momentan pentru a nu fi lăguț. Da, uite, tocmai ce spuneam. Hai să încercăm să derulăm. Perfect. Și momentan o să așteptăm puțin vereșanilor până o să dispară lagul ăsta, pentru că obiectul mă mănâncă și mă gata de un timp, dacă știți cum zic. Încă aștept, momentan, încă aștept. Ok. Încă aștept. Văd că momentan nu vrea să se lase, știi? Îmi place de OBS. Dacă o să se vadă lag la început, nu se mai vede, gata, perfect, vereșanilor. Eu sper să fie un meci cât mai interesant, sper să am parte de cât mai multe faze epice. O să încerc să pasez foarte, foarte mult, dar să sperăm că o să-mi iasă. Aolo, o greșeală deja, am început în forță. O să fie meciul destul de complicat pentru că până la urmă iasă Monaco, o echipă foarte, foarte bună din Liga franceză. Liga franceză, frate, sau stai că nu, sper să nu greșesc. Da, cred că Liga franceză. Sper să nu greșesc, o pază excepțională și acum o deschidere de scor. Da, am înțeles, am început în forță. Cu lac și chestii, da. Că jucăm, am spus. Că luăm gol și pierdem, n-am mai spus. Sau cum spar monitor, mai bine spus. Aici s-ar putea să fie o pază foarte frumoasă, într-adevăr. O pază foarte frumoasă, aia că ne punem și noi pe jucat. Am luat un gol acum, asta e. Nu contează. Ok. O să încerc să mă concentrez foarte, foarte mult asupra meciului, pentru că e un meci foarte, foarte complicat. Asta mi se pare că e AS Monaco, nu, e din Italia, frate, nu e din Liga franceză, sau nici nu mai știu de unde e, fratele meu, mă jur. Ok, aici din nou, aproape o recuperare frumoasă. O să fie foarte greu să le dăm gol, dar cum le-am dat celor de la Saint-Étienne, eu zic că putem și aici. Părerea mea. Aici s-ar putea să profite ei de o mică greșeală, dar nu a profitat. Ok, ia să vedem cu cine am putea să pasăm noi, oare. Este fault aparent pentru noi. Atunci cred că o să aștept. Ca să pot să centrez, că gen din centrare aș putea să profit foarte, foarte mult. Hai să dăm o centrare foarte frumoasă acolo. Și acum, nu cred că am făcut o prostie, că am șutat, sau nu? A fost un șut, din păcate, cu spatele, dar se putea și mai bine, părerea mea. Asta este, vereșanilor, cât se fâm. Ok, recuperăm balonul. Hai că trebuie să ținem foarte, foarte mult de minge. Nu știu, de obicei la meciurile mai importante joc bine.
De obicei, acum astăzi nu știu dacă am luat gol deja, se mai pune că am jucat bine sau sal. Ok, din nou o recuperare foarte, foarte frumoasă. Oh! Oh, ce combinație frumoasă acum! Avem o centrare! Și în brațele portalului, portalului de, din end. Da, bereșanilor, am rămas cu traume de la episodul anterior. Ce combinație frumoasă am avut acolo! O combinație de desăvârșită, să zicem așa. Dar păcat că încă am luat gol. Totuși, nu e bine. Din nou recuperăm balonul, foarte frumos, putem pleca pe un contraatac. Din păcate nu reușim să ținem de balon. Mulți mi-au spus acolo în comentarii că Andrei ești bun de comentator. Da, fraților, de acum acolo o să mă vedeți comentator la Digi în viitor, în următorii, sau în, da, în următorii 3 ani. O să comentez la Digi. O, din nou recuperează și un șut. Da. Un șut cam random, părerea mea. Bun. Hai să vedem. Nu știu exact cu ce pase să încerc, pentru că e foarte, foarte greu, știți? Hai să vedem, o putem acum să înaintăm. Să vedem o centrare frumoasă. O speră tare. Nici nu prea vin jucătorii cei drept să ne ajute și dacă vin, luăm gol, știi? Pentru că na. Gen adversarii pleacă pe contraatac. O, aici ar fi fost, am încercat o pasă frumoasă și gen pleacă pe contraatac și suntem rip, știi? Ne prind. Ne prinde în offside, dacă știți cum zic. Aici s-ar putea să recuperăm balonul. Mamă, cât de aproape am fost. Să mă duc, auzi, cum spune acolo în franceză, să mă duc, bă frate, o asemenea că tot e din Franța, cred că sunt doar eu prost, îmi pare rău, sunt doar eu prost. Că nici nu mai știu exact, mă jur că nu mai știu, că dacă nu mă uit la fotbal, până la urmă, dacă jucăm în Liga franceză, cred că jucăm doar cu echipe franceze, nu? Cred că am încurcat eu AS Monaco cu asta, cum îi spune, cu AC Milan, știi, și de asta. Nici nu mai știu, vă spun sincer, nici nu mai știu, pentru că nu m-am ajutat la fotbal în ultimul timp. Ok, hai să vedem. Minutul 35. Oh, frumos acolo. Nene. E bine că ținem de balon. Foarte frumos. E greu să dăm gol, Vereșanilor, chiar ar fi foarte greu. Aici ar fi încă puțin și era mare fault. Mamă, nu știu cum, nu cred că luăm gol. Gen, practic scopul episodului a fi fost să nu luăm gol, dar aparent na, o să mai luăm cred că și goluri încă. Dar na, am avut o fază chiar foarte frumoasă care mi-a plăcut super mult, cu o tiki-taka genială. Oare o tiki-taka sau un tiki-taka? O, foarte frumos acolo, ține de balon. Foarte, foarte bine ține de balon. Hai să vedem. Mi s-a părut că a fost fault acolo. Gen, doar mie mi s-a părut sau a fost o intrare corectă. Cred că la profesional nu se intră așa, adică na, așa să fie intrat. Se intră cu stil. Hai să vedem. O pasă cam random, dar aproape o recuperare frumoasă. În curând o să se termine și prima repriză. În continuare scorul este de 1-0 pentru AS Monaco. S-ar fi putut și mai bine. Nu prea am cu cine pasa. Da, și aparent se termină prima repriză. Un șut acolo frumos. Da, s-ar fi putut și mai bine, din păcate, dar asta e. Gen, a șutat, a apărat portarul. Și na, nu mă, ce a prins acolo pe șuturi. Bine. A fost și greșeala mea, din păcate, dar na. Hai să sperăm că poate face ceva în cea de-a doua repriză, pentru că na, nu ne luăm noi gândul. De la meci. Este fault aparent. Hai să vedem dacă vor pasa, dar cred că va centra. Va centra către... Ba nu, uite că pasează aparent. Dar, nu, deci dacă țin, dacă gen reușea să treacă de minge. Nu prea am cu cine pasa, asta e chestia care mă trage puțin în jos. Incredibil așa ceva. Uite cum le dăm oportunități să marcheze goluri. Cei drept sunt și destul de gen obosiți jucătorii, pentru că am jucat foarte multe meciuri mine. Nu știu dacă se pune chestia asta pe FIFA, dar na. Hai să vedem, foarte frumos acolo fundașul nostru, nu lasă să treacă atacant. Acum o centrare, perfect, o lovitură de cap însă peste poartă. Uite că gen s-a pus că a fost o fază epică, gen o fază importantă. Saka.
Seniol, foarte frumos acolo. Seniol. E foarte greu, gen, să legi pase, să, gen, să legi faze, mai bine spus. Aici, uite, mi s-a părut a fi foul și iată că aparent a fost. I-a dat cu pumnul așa, aolo. Hai să vedem. Cred că mai bine pasam, dar și să pasez e greu, fratele meu. Oh, aici frumos recuperă balonul. Un dribbling foarte, foarte bun. Bă, frate, a fost foul, l-a ținut. N-a fost deloc intrare corectă și acum parcă vezi că marchează gol. Dacă marchează gol, dau abandon, mă jur. Deci l-a ținut, frate, și am încercat să șut, am șutat cât de repede am putut. Uite, tu face la cu semnul, îți face semnul acolo. Jocul vrea să intre sau ceva în genul ăsta. Hai să vedem. Ok, eu din nou o recuperare frumoasă. Foarte bine acolo! Hai să vedem dacă reușește să treacă acum. Uite, bă, ce ratat infect. Mamă, ești de bun. Mergi dur, mergi complicat. A, era opție de oricum. La verășanilor, aparent astăzi avem parte de un lus clar, pentru că nu avem șanse. N-am și șanse pentru că nu înțeleg de ce nu vin către atac, știi? La atac, la bătaie, dacă știți cum zic. Și ține foarte mult de minge și faultează foarte mult ăștia. Mamă, cum ar fi fost să se ducă către partea, adică. Vă dați seama ce gol ar fi fost ăla? Gol de senzație, ești nebun la cap. Mamă, dar procesorul nu e utilizat deloc, adică, bă, fratele meu. Nene, foarte frumos acolo, un dribbling. Un dribbling foarte frumos din partea lui. Dar degeaba face dribbling-uri frumoase pentru că îi marchează. Uite, a fost foul, de exemplu, acum. Uite ce... Bă, da, portarul ăsta e prost rău să-mi va piciorul, dacă nu. Un dribbling foarte frumos. Forfeca, l-a dat din forfeca? Hai să vedem dacă l-a dat din forfeca. Nu l-a dat, l-a dat din toarcere, dar nu știu cum e posibil. Da, verășanilor, victoria e cam imposibilă, din păcate, astăzi. Da, nu am avut cu cine juca, din păcate. Uite, greșim paze în puii mei. Paze, pardon. Noi numai ce avem? Numai auto-uri, gen, să dăm în auto-uri. Am avut o fază foarte epică la început, dar... Nu putem lega pas, asta e chestia. Nu avem cu cine juca. Uite, ești tu. Nu, uite, bă, frate, cât de idiot să fii. Acum pute? De unde, frate, că e prea scump, ești de mână. Am avut o fază epică la început. Deci o fază epică la început am avut și cam atât, gen, cu niște combinații foarte, foarte frumoase. E greu, e foarte, foarte greu. Dacă măcar un gol de onoare, dacă aș da, gen, ar fi super tare. Dar nu. Ok. Good tackle to retrieve it, having just lost it. Ok. Ok. De trei ori. Să-mi bag piciorul. Mamă, uite, e foul. Măcar un foul să scoți și eu atâta. Uite-te și tu, bă, frate, uite-te și tu, ce doamne iartă, măi. Cu meciul ăsta, uite, ăla pică pe acolo.
Uite, bă, îi dau lui, bă, băiatule, ce-i... Mamă, controlul cred că e de vină. Mă jur, 5 minute de prelungire, este 3-0. Și adică ei și-au încasat golurile. Adică, gen, și-au dat ce-au avut mai bun pe teren. Și noi, na. Uite, ține, uite ce ușor se reține balonul, ești nebun. Cum e posibil așa ceva? Bărășanilor, cam ăsta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, intrăm în fault așa frumos. Noi ne vom auzi data viitoare și, doamne ajută, să nu mai avem parte de asemenea meciuri, pentru că, na, e super, super nasor, din păcate. Uite că am dat și autogol. Uite că mai dau un gol. Vă degajez că nu mai am șanse. Da, cam asta a fost episodul, noi ne vom auzi data viitoare, ceau!